Este cod galben de vijelii și informare meteorologică de ploi emisă de meteorologii. Vremea se răcește începând din această seară. În legătură directă cu noi este Alina Șerban, meteorolog ANM. Alina, înțeleg că scad temperaturile cu 10 grade în doar 24 de ore. Bună ziua, bun găsit tuturor. Într-adevăr, vom asista la o schimbare semnificativă a vremii pe care am resimțit-o chiar de astăzi în partea de vest, de nord, de centru a teritoriului, mai puțin în celelalte regiuni, însă mâine o vom resimți în toată țara. Vorbim de o schimbare sub aspect termic, o răcire cu 10 peste 10 grade dacă ne raportăm la ziua de ieri, de exemplu, sau la ziua anterioară, în care temperaturile au fost mult mai ridicate decât în mod normal pentru această dată. Ei bine, în regiunile vestice, nordice, s-au înregistrat temperaturi maxime de 7, 8, cel mult 9 grade, iar mâine aceste valori vor fi reprezentative pentru mare parte din țară, inclusiv în zona capitalei. În același timp, vorbim și de precipitații în partea de vest a teritoriului în această seară, cu extindere și deplasare spre regiunile estice până mâine seara. Dar precipitații sub formă de ploaie inițial, cu transformare în lapoviță și ninsoare în zonele, în toată zona montană, iar pe suprafețe mai restrânse și în regiunile intracarpatice, în zona mai joasă de relief. În zonele montane se va depune chiar și un strat de zăpadă pe arii restrânse mai consistent în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vorbim și de intensificări ale vântului, deja au început în extremitatea de vest a teritoriului, în zona Banatului, se vor extinde și în Crișana, în această seară, la noapte, acolo unde de altfel va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează acest element, respectiv vântul, care va prezenta intensificări cu rafale de peste 50-60 de kilometri pe oră în zonele respective, iar mâine, după amiază, mâine spre seară, vom avea intensificări ale vântului și în jumătatea de est a teritoriului. Iată că temperaturile ce se vor înregistra în termometre vor fi mult mai mici resimțite în asociere cu intensificările vântului. De astfel, acest pasaj va fi totuși de scurtă durată. Ne așteptăm ca în weekend să se încălzească, vremea să se amelioreze semnificativ, iar săptămâna viitoare cumva temperaturile să fie mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Aș mai sublinia totuși un aspect, și anume că nopțile următoare, vine spre sâmbătă, sâmbătă spre duminică, duminică spre luni, vom avea temperaturi negative în mod deosebit în jumătatea de nord a teritoriului, iar cel mai probabil sâmbătă spre duminică și prin regiunile sudice atunci când cerul se va degaja. Chiar dacă temperaturile maxime mai cresc puțin, trebuie să fim foarte atenți la ce se va întâmpla în cursul nopții, pentru că se pare că deja pomii au început să înflorească. Alina, îți mulțumesc pentru aceste informații.